Zeci de șefi ai direcțiilor cultură din țară s-au reunit timp de 2 zile la Anii Noi pentru a participa la un seminar de instruire. În cadrul activităților au participat înalți demnitari din domeniul culturii, printre care viceministrii Igor Șarov și Gheorghe Postică, reprezentanți ai Ministerelor Finanțelor, Muncii, ai Agenției Turismului și ai sindicatelor de profil. Seminarul, ajuns la cea de-a 2-a ediție, a fost organizat de Consiliul Național Consultativ al Șefilor Direcțiilor Cultură și Oamenilor de Cultură, condus de Vasile Moroșanu, șef al secției cultură a Anii Noi și artist al poporului. Reuniți în somptuosul Palat al Culturii din oraș, renovat recent cu 4 milioane de lei, diriguitorii culturii din toată țara au discutat subiecte importante. Printre ele se numără salarizarea personalului din domeniul culturii, discutarea unui regulament cadru de funcționare a caselor de cultură, necesitatea colaborării direcțiilor și caselor de cultură cu administrațiile locale, elaborarea strategiilor de promovare a turismului cultural. Seminarul de astăzi al șefilor direcțiilor de cultură din Republică este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii. Se află deja la 2-a ediție. Prima ediție a fost una opinia mea foarte rodnică din punct de vedere a rezultatelor și există o colaborare reală între șefii direcției de cultură din teritoriu și Ministerul Culturii. Eu sunt sigur în reușita demersului pentru această a 2-a ediție, cu atât mai mult că în prima parte a seminarului a început astăzi, deja au apărut niște propuneri foarte constructive, care chiar din punct de vedere legislativ sunt sigur că în perioada următoare vor fi realizate în practică. Recunosc că sunt pentru prima dată la Anii Noi și sunt plăcut impresionată de ceea ce descoperă aici, bineînțeles cu unele excepții. Mă refer la monumentul din, ca să nu las loc de interpretări, din fața Casei de Cultură. În rest, mi se par niște oameni extraordinari. Sigur că este orice formă de comunicare este extrem de utilă și mai ales între oamenii de cultură, pentru că ei întotdeauna dăruiesc bucurii, ei ies zâmbind în scenă și toți cred că lor le este așa de bine că autoritățile nici nu-și mai bat capul când formează bugetele, când vin diverse necesități. Nu cred că dacă ei zâmbesc și dansează și cântă frumos, înseamnă că viața le este extrem de ușoară. Nu este deloc așa. Eu cred că noi întotdeauna trebuie să avem acest dialog cu autoritățile, cu conducerea țării, pentru că atunci când mergem pe un drum sau altul, ba că ne ducem, ne integrăm în Europa sau nu ne mai integrăm, dar întotdeauna noi ne ducem cu cântecul nostru, cu dansul nostru, cu artele noastre, cu tradiția noastră. Și n-am văzut niciodată ca să se mândrească cineva atunci când iese în afară, fie mai departe sau mai aproape, să arate, uite ce drumuri avem noi, uite cum știm să construim case. Până la urmă tot la cultură au apelat. De aceea trebuie să se pună un accent extrem de important pe cultură. Seminarul precedent a avut scopul de înaintarea propunerilor către Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, de salarizare a lucrătorilor în domeniul culturii. Am avut un aviz pozitiv și de la Ministerul Muncii și Ministerul Culturii și s-au realizat toate, nu zicem toate propunerile noastre, dar parțial s-au realizat propunerile Consiliului Național, ceea ce ne dorim și acum. Adică avem pe agenda seminarului multe subiecte importante care sperăm că vor fi auzite pe parcursul seminarului și vor avea aviz pozitiv din partea instituțiilor de resort de care depind activitatea domeniului culturii pe viitor. Organizarea al 2-lea an consecutiv a seminarului la Anii Noi este o recunoaștere a poziției de frunte deținute de raionul nostru în domeniul culturii. Acest fapt a fost recunoscut de participanții la seminar, mulți dintre ei demonstrând o invidie pozitivă, ce-i drept față de realizările culturale din Anii Noi. Octavian Zelinski, de la Anii Noi pentru Elita TV.